După părerea mea, evenimentul dat are un impact foarte mare asupra studenților din toate academiile, din toate universitățile, pentru că poartă un caracter nu numai informativ, dar și promițător și încurajează studenții, tinerii de la noi din țară ca să rămână aici acasă, să-și dezvolte o carieră de vis, aș spune eu, cu multe oportunități, cu multe avantaje și să crească pe plan profesional și personal. În urma acestui eveniment am învățat despre departamentele BNML-ului, dar mai precis despre modul în care angajații își iubesc locul de muncă, ceea ce este foarte important pentru noi studenții care ulterior urmează să ne angajăm. În faptul că eu am mai făcut stagii de practică în alte instituții, BNM am observat că are mai multe oportunități, cât atât de angajare, cât și de petrecerea stagiului de practică. Respectiv pot spune că sunt sigură că în anii următori voi aplica la stagii de practică. Sunt motivată să vin la BNM să fac stagii de practică sau ulterior să mă angajez, pentru că atmosfera de aici este una destul de călduroasă, pentru că am văzut cum angajații se sunt interconectați și îmi place foarte mult că sunt totuși deschiși și este un colectiv tânăr. Dacă sincer, nu sunt încă decisă pe ce domeniu să merg, dar cred că toate sunt extrem de interesate și ținând cont de faptul că sunt de la Facultatea Finanțe, am studiat pe parcursul celor 3 ani câte puțin din fiecare domeniu și fiecare mi se pare foarte important pentru stabilitatea financiară a țării. M-ar interesa domeniul tehnic, domeniul care cumva și prevalează, cred că, astăzi în lume. În general, tot este tehnologizat, respectiv marea parte de studenți care s-ar adresa aici cu anumite întrebări despre activitatea bancară ar fi din domeniul tehnologic. Cum evoluează, de exemplu, produsele tehnologizate în domeniul bancar și asta, cred că, ar fi unul din top 3 domenii interesate de către studenți în BNM.